Da, nu puteam să nu discutăm despre vinuri, uitându-ne la niște secvențe uluitoare din domeniul dumneavoastră, domnule Stoica? Da, familie dumneavoastră? Moștenit de către soția mea de la străbunicii ei. Aici ați făcut, aveți cramă, aveți de tot, de 40 de hectare. Conac. Este conacul de familie care a fost construit în 1904 de către meșteri italieni. Vorbeați în pauză de, da, am de, italien, de meșteri italieni. Da. În zona Vâlcea, în zona Craiova, au fost foarte mulți meșteri italieni. De altfel, au fost, vedeți, pe vremea aceea veneau italieni în România. Deci era exodul dinspre Italia spre România. Inclusiv în perioada interbelică. Mai întâi, prima perioadă a fost aceea lui Constantin Brâncoveanu, care a dus meșteri din Italia ca să facă mănăstirile și bisericile și conacele. Apoi austrieci. După aceea, da, spre sfârșit de secolul XIX au venit din nou din Italia și început de secolul XX. Acest conac de familie a fost făcut de italieni, de meșteri italieni. Da, aveți un domeniu impresionant, 40 de hectare. Nu e mult, dar e cât trebuie. Rețineți, nu vrem mai mult. Ne-a dus pe președinția Bulgariei, ne-a dus toți miniștrii din Uniunea Europeană Bulgarii să vedem 45 de hectare de viță de vie. Asta era cea mai mare. Știți că noi avem cea mai mare exploatație de viță de vie din România și din Europa? Și că facem... Să vă spun asta pe post. Vă rog. 28 de milioane de sticle. Deci o sticlă pentru un român și pentru un maghiar. Și pentru unul, 28 de milioane de sticle. Deci se pot face lucruri în România. Când am dus, m-am deținut președinția, i-am pus în avionul ăla, Hercules. L-am dezechipat. Și am zis, bă, să le vadă ăștia România. Când i-am dus la Jitvei, s-au luat. Suntem pe post. Dăm acum. Suntem în direct. Pe cuvânt? Am revenit, da. E bine, domnule, hai să vorbim atunci. Da, nu știu ce s-a auzit, dar asta e. Vorbeam păi nu, da, despre performanțele care se pot face, domnule, în România. Spun ce trebuie. Spun așa, că România are la Jitvei cea mai mare exploatație viticolă din Europa, peste 2500 de hectare, și care face anual 28 de milioane de sticle, care înseamnă o sticlă pentru noi și pentru vecinii noștri și prietenii noștri maghiari. Acum sunt două modele în acest domeniu, domnule ministru, și în România sunt ambele modele. Și de succes ambele. Modelul acesta de care vorbiți, al fostelor ferme de stat privatizate, dar există modelul micilor. Da. Fermieri, micilor podgoreni, care au până la 40, 50, 100, cel mult 200 de hectare. În zona Drăgășani și în zona Dealul Mare, marele avantaj a fost că, nefiind ferme mari de stat cu suprafețe foarte mari, după 90 și mai ales după 2000, au apărut aceste societăți viticole și vinicole care sunt dimensionate destul de modest, dar creează competiție în interiorul aceleași podgorii. Și la Drăgășani și la Dealul Mare, calitatea vinului a crescut extraordinar, pentru că producătorii de acolo, fiecare dorește să aibă vinuri mai absență, bune. După o perioadă de absență. Asta creează o competiție internă în cadrul acestor podgorii. Bun, hai să revenim un pic la ideea pentru care ne-am întâlnit astăzi. Ratăm niște bani, probabil, în acest moment. Trăim într-o perioadă ciudată în care drepturile democratice au fost, hai să zicem, afectate destul de tare. Se vorbește de o reconfigurare socială, o reconfigurare politică la nivel internațional, în care drepturile sunt administrate cu pipeta. Există o confuzie în rândul mediului economic, oamenii nu mai știu, cei întreprinzătorii nu prea mai știu în ce se bage bani. Cei care aveau niște business-uri nu prea își mai dezvoltă planurile de investiții pentru că nu știu ce va urma. Adică e o perioadă de confuzie clară și în această perioadă de confuzie clară știrile proaste nu se opresc să vină. Chiar dacă de curând am intrat la nivelul întregii Europe într-o perioadă de așa zisă relaxare, care ar trebui să aducă o revenire economică, nu suntem siguri că lucrul ăsta se va produce. România, dacă ratează acest așa numit plan Marshall, inclusiv pentru agricultură,
Nu numai că își va confirma statutul de oaie neagră a Europei sau coada Europei. Să nu vorbim de oaie. Da, să vorbim de oi. Da. Unde România stă bine, înțeleg, la nivelul ăsta de efectivelor de oi. România se va distanța masiv de toate celelalte țări europene. Inclusiv bulgarii sunt mai atenți decât noi la niște nuanțe și încep să pape mai ușor banii europeni decât noi, pentru că sunt mai serioși în anumite proiecte. Cum am auzit care sunt măsurile noastre de redresare, dar totuși avem o țară în care intră mărfurile ca prin brânză, prin mărfuri cu pretenții de bio și eco care sunt pline de chimicale. Eu, de exemplu, am făcut un test, un aparat de ăla care măsoară nitrații din produse și tot felul de chestii chimice și m-am dus în supermarketul la un moment dat. N-am făcut publice chestiile astea, am vrut doar să verific. Și pepen bio sau tot felul de chestii venite din afară care aveau concentrații de 6-7 ori mai mari decât limitele maxime admise de lege. Și vândute. Uite, apropo de această chestiune, mai e avem o poveste... șansele să producem noi chestiile astea. Mai e o poveste de succes în România. Apele minerale. Mizerabilă de apele minerale în România, în momentul de față, alcătuiesc un segment economic extrem de înfloritor. Și aici avem șanse să exportăm și chiar exportăm, încerc să exportăm ape minerale. Putem face același lucru cu produsele agricole. Evident. A spus mai devreme că există un moment de criză. Luăm mere din Polonia, noi nu mai exportăm un moment mere, de criză, un moment de tulburare, un moment de concertare, de confuzie. Dar e și o oportunitate. Clar. Dacă acum avem oameni vizionari și în politică, și în industrie, și mai ales în agricultură, există o șansă uriașă pentru România. Ea trebuie valorificată. Vorbeați de viitoarea criză alimentară, care probabil va veni. Sunt multe semne în sensul ăsta. România, cu potențialul pe care îl are, va putea să devină, într-un asemenea context, un producător și un exportator de produse alimentare. Ar putea să câștige foarte mult din asta. Vremurile când fixam prețul valutei internaționale pe baza cerealelor din România. La sfârșit de secolul XIX. Exact. Noi trebuie să fim atenți în fiecare zi la ce facem și să nu facem greșeli. Dumneavoastră a spus-o foarte clar, domne, vin produse din afară. Da, domne, piața este liberă. Păi nu ziceam să nu vină produse. Dar nu necontrolabilă. Rețineți un lucru, dar nu necontrolabilă. Și vă dau un exemplu care ne paște astăzi, apropo de greșeli pe care nu trebuie să le facem, nu suntem atenți și putem să introducem într-un sector în avicultură. Nu, dar știți de ce am zis-o? Pentru că în plină pandemie și în plină criză medicală, piețele erau închise, dar supermarketurile care sunt pline de produse fake, false, sigur. Da? Și care sunt vândute pe post de produse bio-eco și așa mai departe, erau deschise. Din nefericire. Eram împinși către supermarket. Tocmai aici doream să insist, spunând următorul lucru. Avem sectorul alături de vie și vin, un sector excepțional în România, un sector care a evoluat extraordinar de bine, s-a echilibrat din punct de vedere al structurii, a asigurat o piață constantă și cu prețuri neoscilante, este în avicultură, în creșterea păsărilor, atât pentru ouă, cât și pentru carne. Ce am făcut în zilele astea? N-am fost atenți la graniță, a intrat gripa aviară într-un loc, într-o unitate, s-a creat un focar, am intervenit pentru a izola focarul după normele europene, dar ne-am speriat în același timp și am blocat țara interzicând comercializarea puiilor de o zi. Le spun de o săptămână de zile, fraților, ați greșit, rugându-i dumnezeiește, spunându-le și prin telefon și public. Nu faceți greșeală că nu ne putem reveni în domeniu. Ce am făcut acum? Am blocat puiul de zi. Puiul de zi stă la baza întregii producții avicole. Incubatoarele care au planuri de ecluziune, știu câte ouă introduc, știu cât pui, știu și beneficiarii, după ce iese în momentul în care n-are să-l comercializeze, îl gazează, îl omoară acolo, produce un blocaj în sistem,
pierderile sunt extraordinar de mari, iar ei se chinuie să intre în legătură cu producătorii și le dau telefon la decidenți și le spun, stați de vorbă cu producătorii și izolați focarele și lăsați drumurile sub control, sub control sanitar veterinar. Polonia are 60 de focare de peste de gripa aviară și exportă în toată lumea. De ce? Au făcut culoare de export. Bolile se mențin acolo, nu bat și țara toată în carantină, domne. Iată o greșeală care este atât de dăunătoare și ne afectează atât de mult, încât orice bani care i-am luat noi de la Uniunea Europeană, îi pierdem, că am dus sectorul ăsta unde l-am dus, îl pierdem datorită unor decizii nesăbuite. Acest principiu putea fi aplicat și în pandemie. Chinezii și-au rezolvat povestea asta, sigur, exceptând și situația în care ei au creat-o și știau cum să o și rezolve. Dar ei închid străzi, închid cartiere, nu închid orașe întregi. Cum dumneavoastră să închizi țara? Adică, de ce s-au plecat? Bun, păi mai nou am învățat și noi ceva, mai greu, dar am învățat ceva din toată treaba asta. Am învățat și mai trebuie să învățăm. Și să învățăm de la oamenii care pot să dea o explicație într-un domeniu sau să lanseze un principiu pe care nu trebuie să ai orgolii să-l preiei. Cine este, cui, pe cine afectează faptul că, iată, eu am apreciat de fiecare dată spusele domnului Stoica. Adică ce spune domnul Daia e următorul lucru și asta e foarte important. Putem avea idei diferite, putem avea doctrine diferite, dar există câteva interese importante în țara asta care nu țin de doctrine și de diferențe de partid. Și țin efectiv de interesul național. Vorbim de multă vreme de un proiect de țară. Păi, un proiect de țară nu se poate face într-un an. Nici în doi, nici în trei. Un proiect de țară înseamnă 10, 20, 30 de ani. Care sunt acele elemente importante din România în 30 de ani, care ar putea să fie făcute în vedere pe o perioadă de 20-30 de ani? Autostrăzi, sistemul de irigații, sistemul de cadastru și de publicitate imobiliară. Toate astea, dacă sunt puse într-un proiect pe 10 ani, pe 20, de 30 de ani și se adună toate partidele la un loc și spun noi împreună hotărâm că, indiferent cine vine la putere, aceste proiecte vor fi continuate, atunci avem o șansă. Pentru că, revin la un cuvânt folosit de domnul Daia, continuitate. În anumite zone poate că nu e important așa de mult continuitatea. Vorbim de zone de modă, de anumite aspecte care se schimbă în fiecare zi. Dar sunt și zone de continuitate. Nu poți să spui că astăzi fac o jumătate de autostradă și peste 20 de ani mai fac altă jumătate de autostradă. Aici ai nevoie de împlinirea unui proiect care nu durează un an, nu doi, poate să dureze 10, 20, 30 de ani. Dar ne-am adunat toți la masă să ne punem de acord? Încă nu. Nu-i timpul pierdut. Asta e dovadă de imaturitate. Nu-i timpul pierdut. Iar partidele acum sunt ca, ați văzut, mașinile acelea pe la circ, care te urci în ele electrice, se ciocnesc între ele, îți bagi jocul unii de alții și că se stinge lumina, niciunul nu mai are o vreo direcție. Rămân pe locurile respective. Este important, este extrem de important să ne punem de acord. Eu vă spun că poporul român nu o să mai rabde mult. Bun, eu zic să ne ajungem acolo, iar înțelepciunea... E o chestie la nivelul întregii Europei. Iar înțelepciunea oamenilor care pot să stea la masă și să gândească și să strângă mâna și spunem așa facem pentru țară... Am depășit perioada în care ne putem juca cu interesul nostru. Sub nicio formă nu trebuie. Adică ajungem într-o situație în care lucrurile chiar nu mai pot fi cosmetizate. Corect. Și este momentul ca mediul politic să se maturizeze. Eu, de exemplu, vorbeam cu cineva astăzi. Mai sunt situații care pot ajuta enorm economia, dar politicienii nu mai au curaj să apară în fața publicului după ani în care s-au ratat atâtea șanse și de... Știm bine ce s-a întâmplat, jocuri, corupție și așa mai departe, să vină cu soluții simple de genul ăsta. O lege a lobby-ului radicală. Părerea mea, simplă, pe înțelesul tuturor. Să oferi celor care aflați în administrație sau demnitarilor sau oricăruia are o funcție și care deservește comunitățile, posibilitatea că dacă aduce bani, de exemplu, europeni sau de orice altă natură, din orice sursă, către comunități, să-și iau un comision din aceste sume, în funcție de dimensiunea sumei. Ce ar însemna acest lucru? Atragerea managerilor în administrație, banii care în mod normal se duc în offshore-uri, șpăgile, care se duc în offshore-uri în afara țării pe care nu mai poți controla, îl închizi pe la 2 ani, oricum nu recuperezi banii, vor fi la suprafață și vor fi impozitați.
oamenii, românii, vor putea beneficia de acești bani pentru că se va crea o competiție și comunitățile vor prospera. Și în felul ăsta și corupția se diminuează, că aia în afară n-au corupție pentru că au lobby-ul legiferat. Bun, aici lucrurile sunt mai complicate un pic. Nu, dar putem din păcate acest sistem funcționează bine în Statele Unite. Și acolo în ultimul timp sunt discuții. Din păcate, nu știu o țară europeană în care sistemul acesta să funcționeze. În Germania, dacă te duci să-ți faci o casă, într-un orașel, acolo ce din administrația locală îți spun așa, da, îți faci doar aceste patru tipuri de case cu aceste firme. Acolo e reglementat, îți faci cu firma asta, asta, asta sau asta, pentru că cu acele firme a venit primarul când a candidat și a prezentat sursele pe care le va folosi în timpul administrației. În România, dacă s-ar întâmpla așa ceva, ar fi arestat probabil un primar. Bun. Ideea este că dacă e un cadru legal în sensul... E un cadru legal. Să funcționeze. Și atunci funcționează. Țara este a noastră, a tuturor. Și tot timpul. Nu a fiecăruia când ajunge la putere. Deci țara este a noastră, a tuturor. Și trebuie să o vedem tot timpul ca fiind a noastră și să rămână a noastră într-un concept unitar de abordare a căilor economice, în așa fel încât spuneam de continuitate, să vedem și împlinirea lucrurilor. Ce facem dacă ne trezim cu foamete? Mai trebuie spus ceva foarte important. Pe de o parte, aceste proiecte importante pe termen lung care să aibă acordul tuturor partidelor, după care mai trebuie să existe ceva foarte important. Noi nu putem să facem abstracție de faptul că suntem Uniunea Europeană. Sigur. Suntem o țară care facem parte din această structură europeană. Trebuie să avem un cuvânt de spus. Evident. Dacă mai devreme spuneați că suntem ca o colonie. Nu, păi uneori suntem ca o colonie pentru că avem mentalitatea de a ne purta ca o colonie. Cine ne oprește pe noi să venim cu propriile propuneri la Uniunea Europeană care să țină seama de interesele României și care să aibă în vedere anumite modificări structurale la nivelul Uniunii? Aceste modificări pot să fie făcute mai repede sau mai încet, dar important e că aceste modificări structurale să permită două lucruri. Mai întâi, mai bună funcționare a structurilor Uniunii și, pe de altă parte, să debirocratizăm aceste structuri. E un lucru foarte important și la nivel european și la nivelul României. Noi suntem acum la masa deciziilor. Da. La masa deciziilor. Nu, și practic. Da, vă spun, multe și vă spune un acolo. Om... Când era ministru, mergea la Consiliul European. Exact, Consiliul. Și dacă aveați ceva de spus, deținut președinția, toată lumea îmi spuneau toți de acolo, domnule, nu vreau Uniunea Europeană. Era explicația pe care o dădeau în fața neputințelor. Niciodată la Uniunea Europeană. Rețineți, niciodată comisarul de la Uniune, Phil Hogan, nu mi-a întors cuvântul sau niciodată n-am întâlnit ca să-mi întoarcă o propunere pe care am făcut-o. Dar m-am dus documentat, i-am prezentat documentat, eu în relația aceasta instituțională a trebuit să colaborez cu trei comisari. Comisarul Andriu Caites pe sănătate, cu Phil Hogan pentru agricultură și cu Carmenu Vela pe mediu în domeniul piscicultură. Cu niciunul nu am avut probleme. Toate proiectele pe care le-a dus România acolo au fost rezolvate. Ce spune domnul Daes? Iertați-mă un pic aici. Vă dau un exemplu din viticultură. Am sesizat o problemă pe care au ridicat-o irlandezii. Că ei vroia să introducă pe masă, pentru că să știți că vinurile nobile au voie să iese pe piață. Dar vinurile din hibrid trebuie să fie în autoconsum. Pe principiile acestea, vezi, doamne, că mediul trebuie să fim prietenoși cu mediul, iar vinurile hibride sunt mai rezistente la condițiile de mediu și nu trebuie atâtea tratamente pentru că sunt boli dăunători în viță. Haideți să scoatem și vinurile hibride pe piață. E, lucrul acesta tulbura România. Distrugea piața vinului în România, pentru că noi, pe de o parte, aveam piață de desfacere la ei, în momentul în care ieșeau cu aceste vinuri mai ieftine, tulbura toată piața. Pentru că am fost președinte la Consiliu și președintele la Consiliu are o putere extraordinară. În ce? În a stabili agenda. El nu trebuie să intervină în vot, dar agenda de lucru, și am introdus pe agenda de lucru această temă. Și am exclus-o pentru Tedeonea. Iată cum am putut
cum am putut să... Să protejez țara. Miniștrii noștri, fiecare dintre ei, face parte dintr-un consiliu exact. O ramură în Uniunea Europeană, la justiție, la agricultură. La economie. Dacă ei acolo au ceva de spus și spun cu putere, să știți că sunt ascultați. Absolut. Sunt experiențe diferite. Sunt miniștri care au tăcut tot timpul și n-au spus nimic, s-au dus degeaba acolo, sunt alții care au avut inițiative. Să știți că sunt prețuiți cei care au inițiative. Și până la urmă, dacă ai și spiritul de lider, poți să conduci, să impui un anumit spirit acestea, unor asemenea structuri. De ce să alegi? Păi nu, până la urmă, totul ține de algoritmul politic. De ce să alegi un ministru care nu ți-a dovedit că este eficient doar pentru a respecta niște jocuri politice și culise? De ce să te duci într-o astfel de conjunctură politică internațională cu niște oameni care nu sunt în stare să susțină niște proiecte? De ce să facem lucrul ăsta? De ce nu alegem cei mai mulți specialiști? De ce nu permitem aceste lucruri? Acum eu vă spun o idee pe care o repet de 20 de ani cel puțin, pentru că niciun partid n-a fost interesat să aibă o structură internă cum e la o societate comercială, resurse umane. O societate comercială are interesul să aducă oameni buni, că dacă nu sunt buni, nu rezistă în competiție, da? Ei bine, partidele, mult ciudat, în loc să aibă aceeași mentalitate care există, de exemplu, în viața economică, în loc să caute să aducă oameni foarte buni și să-i formeze, parcă se tem de ei. Este una dintre problemele mari ale partidelor din România. Dacă nu vor găsi puterea să renunțe la aceste mici bisericuțe care se formează și dacă nu vor înțelege că pe de o parte competența și pe de altă integritatea trebuie să fie criteriile importante pentru promovarea structurilor de partid, atunci când vii la putere, n-ai ce să arăți. Noi trebuie să facem eforturi extraordinare. Să înțelegem ce vrem să facem în România și cum trebuie să ne comportăm. Eu am lansat o idee și mă bucur că o pot spune acum în prezența valorosului jurist și un politic deosebit, anume aceea că sunt momente în care trebuie să iei anumite decizii. Iată, eu am spus, domne, din experiența proprie și din analizele pe care le-am făcut, un parlamentar, fiind parlamentar, în momentul în care ajunge ministru, ar trebui să renunțe pe perioada respectivă de a mai fi parlamentar. De ce? Și vă spun, mai ales în condițiile în care majoritatea aceasta este la limită. Când, păi, agenda politică este aceeași, dar agenda de lucru este diferită. Ministrul trebuie să fie, spre exemplu, astăzi la Bruxelles, am mai dat acest exemplu, dar tot astăzi este o ședință, este în Parlament și este votul pe o moțiune de cenzură. Întrebarea la Bruxelles, nevoie de prezența ta, că nu poți să faci o delegare de autoritate pentru o problemă de pe fond care necesită cuvântul, care prezența ministrului și puterea lui prin forța pe care o are ca ministru. Și întrebarea se pune, unde te duci? Păi mă duc în Parlament pentru că altfel cade guvernul. Dar am ratat problema pe care de principiu și o problemă serioasă pentru țară la Bruxelles sau în altă parte. De exemplu, te afli luni, marți, miercuri, te afli în Parlament. În sâmbătă și duminică te duci pentru că trebuie să fii în legătură cu electoratul. Asta e o chestie de gestionare. Domnule, aici e timp de lucru. Eu spuneam și iată, apropo de ce trebuie să faci să continui, la Ministerul Agriculturii era ca la cazinou. Luminile aprinse noaptea. De ce? Era nevoie să lucrăm. Nu poți să scoți echipe care lucrau noaptea. Dar cum? Nu care echipe care lucrau noaptea. Eu nu făceam 8 ore. Că eu am mai spus, dom'le, eu am 51 de ani pe carte de muncă, dar eu am 100 de ani de muncă. Pentru că n-am lucrat 8 ore. Am lucrat zi și noapte, că așa se lucrează în agricultură, și am lucrat și sâmbătă și duminică. Eu n-am avut zi liberă. Veneam la orele 6 dimineața în Ministerul Agriculturii și plecam noaptea la 11. Sau mă duceam într-o stație de pompare să văd ce e acolo, dacă n-am avut în timpul zilei. Aia, funcția presupune sacrificiu. Și funcția trebuie să o îndeplinești cu gândul că pe scaunul pe care stai este și mărirea și decăderea. Astăzi ești mare... Și nu numai a ta, și altora. Exact, bravo. Bun, problema noastră că dacă e adevărat și scenariile pesimiste se confirmă,
Din păcate, pentru români vin și alte probleme. Nu cele care sunt pe la graniță și nu zumzetul, zângănitul armelor ar trebui să ne sperie în primul rând, ci faptul că n-am putea să facem față într-o situație în care anumite lanțuri economice se prăbușesc. Dacă nu vom profita de această poveste și nu vom ști pentru prima oară după 90 să gestionăm în interesul național o poveste care ne-ar putea revitaliza economia, riscăm să ieșim pur și simplu din Europa, să ne izolăm singuri. Și asta este cel mai grav. Să nu ratăm șansa, pentru că, într-adevăr, aceste fonduri europene care sunt planificate pentru o perioadă lungă, sunt o șansă mare pentru România. Și sper că nu se repetă istoria care a fost cu iar dacă se repetă, pentru, va fi iureș mare. Iar intrarea în Uniunea Europeană a fost extrem de benefică pentru agricultura țării românești. Pentru banii care au intrat în agricultură. Da, agricultura nu se putea revitaliza fără banii europeni. În 2017 până în 2019 au fost aduse în România 11 miliarde de euro. 99,9% gradul de accesare. În momentul în care se ducea România la Uniunea Europeană, întreba, bă, cum faceți voi, bă, apropo de Polonia, că tot exemplu. Păi polonezii au venit la noi să ne întrebe acum cum facem în Apia, că s-a creat o agenție excepțională în Apia. În Apia o excepție și AFIR-ul, două agenții puternice. Da, care au făcut treabă foarte bună. Au făcut treabă. Acum se gândesc să le reorganizeze pentru că nu știu cum să dea directori afară din funcție. Hai, domnule, să le reorganizeze și să pun. Greșit. Cu siguranță ne vom revedea. Emisiunea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru prezență în cadrul acestei ediții. Mulțumesc tuturor celor care s-au uitat, ne-au urmărit și pe online și în fața micului ecran. Mulțumesc, Gentleman's Corner, pentru ținută. Dacă nu reușim în acest moment, din păcate, mișcările extremiste vor câștiga pași serioși în toată Europa, dar și în România. Să fim optimiști. Și lucrul ăsta ne va costa enorm. Să fim optimiști, dar... Dar bazându-ne pe acțiunea noastră, optimismul trebuie să vrească din munca noastră. Un optimist bazat pe muncă. Mă bucur că am fost în prezența dumneavoastră, îți mai spun încă o dată, și vă felicit pentru emisiune și pentru locul acesta pe care l-ați creat de comunicare cu țara și vă doresc... Mâine seară, show aprins aici la Mădălin Ionescu, show Răbănescu, Metropola TV, urmează Mugur Mihăescu, un invitat surprinzător. Ne revedem mâine, așadar numai bine.